La Consiliul Județean a fost semnat recent contractul de finanțare a proiectului privind reabilitarea, modernizarea și extinderea cu sală de gimnastică destinat Școlii Generale Tărtășești. Contractul are o durată de implementare de 19 luni și o valoare de peste 4.434.000 de lei, din care valoarea totală neeligibilă este de peste 3.418.000 de lei. Proiectul realizat cu fonduri Regio are ca obiectiv asigurarea unui proces educațional la standarde europene. Lucrările vizează consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirilor Școlii Generale Tărtășești, precum și dotarea acestor. De asemenea, proiectul vizează construirea unei săli de gimnastică, vestiare și grupuri sanitare. Primarul comunei Tărtășești este bucuros că se realizează acest proiect de modernizare, proces de care unitatea de învățământ avea mare nevoie. E primul proiect pe fondul nerambursabil pentru comuna Tărtășești. Un proiect foarte mult așteptat, deoarece ne aflăm în secolul 21 și, din păcate, mai există școli care nu au grupuri sanitare în incinta școlii, caz în care ne aflăm și noi cu această școală, din păcate. Spre acest proiect, deci, se intitulează Reabilitare, modernizare și extindere cu sală de gimnastică Școala Generală Tărtășești, de sud Dâmbovița. Deservește un efectiv de elevi de circa 300 de elevi. La semnarea contractului au participat alături de edilul comunei Liviu Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, și Adrian Tuțuianu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.